Evanghelia după Ioan, de la capitolul 13, să mă duc de la versetul 30. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum Fiul omului a fost proslăvit. Și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși. Și îl va proslăvi îndată, copilașilor. Mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot veni. Tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții, Doamne Tată, stăm înaintea Ta. Tată, bunătatea Ta să ne înnoiești în dimineața aceasta față de noi. Unii pe timp de noapte s-au dus la culcare, numai să se trezească în veșnicii. Alții, în toiul nopții, s-au trezit cu tavanul pe ei, cu picioare rupte, cu organe zdrobite, cu copii morți, cu socri morți, cu părinți morți. Cu ce ne-ai găsit, Doamne, mai buni, de îndurarea Ta încă o dimineață s-a noi față de noi? Dacă ne pui în balanță pe noi cei de la Cluj și pe cei din Turcia, oare îi ceva mai bun în noi? E doar mila Ta, Tată. Stăm înaintea Ta în dimineața aceasta și mă rog, Iisuse, învață-ne lucrul acesta. Să ne iubim unii pe alții, nu ne cer mult. Ajută-ne, învață-ne, Hristoase, arată-ne căile Tale, Doamne, unde să ne ducem, că la Tine sunt învățăturile vieții, Doamne, venim înaintea Ta și mă rog să deschizi Scripturile în dimineața aceasta pentru mine, pentru semenii mei, pentru frații mei, pentru surorile mele. Amin. Vă rog respectos să vă reașezați. De ce mai predicăm, de ce mai cântăm? Că-L iubim pe El și să știți că așa m-a zdrobit imaginea asta. Îmi spunea Simida aseară, așa de greu pot să adorm că m-am tot uitat la ce s-a întâmplat în Turcia și zicea, mi-e imaginea asta unei fete de 14-15 ani care nu se vede în imagine, dar se vede o mânuță și clar că e moartă și un tată care stă acolo și ține mâna aia și plânge. Și tot îmi zice, așa de greu mi s-a adorm și dimineață în drum spre biserică, ce parcă tot acolo mi-e imaginea aia. Nu, viața e așa de vulnerabilă. Suntem așa de trecători. Și paragraful ăsta așa numit viață e biletul nostru spre veșnicie. E busul spre veșnicie, amin? Am citit acest text să înțelegem tot contextul acestui moment, că e așa de renumit versetul acesta. Dar să ne ducem un pic mai înainte, mai adânc, să înțelegem că era ultima masă, ultima cină împreună cu ucenicii pe care i-a slujit 3 ani de zile, ultimele clipe când unul din ei, pentru un câștig, pentru ceva așa de puțin, care și el a realizat că n-a meritat și a aruncat, a vândut pe Mântuitorul Iisus. Să înțelegem ce era în sufletul lui Iisus. Și le putea spune așa de multe lucruri. Urmează asta, urmează asta, să procedați așa, să fiți așa, să aveți structură bună. Și le spune cel mai important lucru, o poruncă nouă. E prioritar, așa e? Aceste ultime clipe ale lui Iisus cu ucenicii le transmite această poruncă nouă. Mesajul acesta, dragilor, vreau și mă rog ca împreună să ne ducem cu minte la Iisus, la vorbele Lui, la sfaturile Lui, la exemplul trasat, la viața Lui trăită. Și astăzi, noi aici, cu cea mai mare responsabilitate și smerenie, să fim gata să învățăm și pentru noi, ca și creștini ai anului 2023, cum ne putem iubi unii pe alții, Doamne, învață-ne Tu. Cum putem aplica această dragoste cristică?
Și cum putem împlini această nouă poruncă dată de Hristos, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Poate unii din voi în dimineața aceasta spune, cuvântul acesta a fost doar pentru ucenici și, dragilor, nu-i doar pentru ei. Dacă era doar pentru ei, și momentul când a zis Hristos, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, s-ar fi oprit doar la ei, s-ar fi oprit atunci la anii 20, 30, 50, 80. S-ar fi oprit acolo. Dar nu a fost și pentru copii, copiilor, da? Și mergem mai departe și noi astăzi la Cluj propovăduim Evanghelia și duminica viitoare vom lua baptistierul și îl vom pune aici și va fi sărbătoare în cer și va fi sărbătoare aici pentru că ce facem? Botezați în numele meu, da? Deci împlinim și dacă împlinim lucrurile alea de 2000 de ani, e pentru noi porunca asta în dimineața asta. Amin? E și pentru noi, sigur. Și aș putea să dau așa de multe exemple care Hristos le-a dat ucenicilor și noi le trăim și le facem. Deci să avem toată convingerea că această poruncă este și pentru noi. Vreau să vă citesc două versete frumoase din Ioan. 1 Ioan 4, de la 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Miezul creștinismului este acesta, iubirea de Dumnezeu și de oameni. În porunca iubirii de Dumnezeu și de oameni, zicea Iisus că se cuprinde toată legea și prorocii. Matei 22, 37. Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. 38. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Iar a doua, asemenea ei. Cât de important e să-L iubim pe Dumnezeu, la fel de important să ne iubim unii pe alții. Adânc e cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne Tu. Galateni 5, 14. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum împlinim această poruncă? Ce înseamnă a iubi? A iubi nu-i doar un scurt SMS, nu, care îl trimit la unul din frații mei, din surorile mele. Te iubesc în Domnul. E simplu, nu? Sau mă întâlnesc cu... și ne îmbrățișăm și te iubesc. Și te mai văd duminica viitoare când am nevoie de tine la pian. E mult mai mult de atât. Nu că zrele astea sunt foarte bune astea, pentru că astea trebuie să fie roade ale iubirii, ale dragostei lui Dumnezeu. Să nu mă înțelegeți greșit, nu opriți îmbrățișările. E cel mai fain lucru care l-are Sfânta Treime. Am tot stat și m-am cercetat de vreo 6-7 săptămâni, mai mult, nu știu, la sfârșitul lui noiembrie mi-a pus Domnul gândul ăsta pe inimă. Apoi era perioada sărbătoririi nașterii Domnului Iisus. Am avut acest timp în care era mai potrivit să vorbim de lucrurile alea. Apoi am avut misionarii noștri, era mai potrivit să vorbim de a merge și a propovădui Evanghelia până la marginile pământului. Și uite că a venit și momentul acestui mesaj, o poruncă nouă, iubiți-vă. Și realizez că e așa de adânc lucrul acesta, cum spuneam în cercetare, e mai adânc decât am realizat la prima citire și să știți că este un proces. Și un lucru este foarte clar, iubiți-vă nu este opțiune, este o poruncă. Și ce facem cu poruncile? Dacă suntem creștini și dacă suntem ai lui Dumnezeu, le împlinim. Amin? Iubiți-vă nu e opțiune, e o poruncă. O poruncă nouă, cum o numește Mântuitorul, deoarece El a venit să trăiască El mai întâi această iubire jertfitoare.
E așa de nepătrunsă dragostea lui și merge la a spune, da, în versetul 34, încă o dată îl recitim, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Observați un alt detaliu aici, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Iubirea lui a fost desăvârșită, a fost jertfitoare. Dacă poți să pui și 1 Ioan 4:9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. E plină Scriptura de astfel de versete. Și vreau să întărim mesajul acestei dimineți uitându-ne la trei aspecte, le-am găsit eu așa de baza poruncii, da? Așa că suntem majoritatea din noi aici din Cluj, mă gândesc că majoritatea din Cluj și toți suntem așa de familiar cu traficul ăsta oribil, cred că e cel mai aglomerat oraș din zona asta a României, cel puțin. Și vreau acum, prezentând cele trei lucruri, să ne ajute un pic vizualul mai mult, să ne imaginăm că trebuie să ajungem la aeroport, da? Și când ajungi de la aeroport de aici, de la Florești, prima șansă care o ai e să ieși cu mașina aici pe principală, da, pe Avram Iancu și să o înainte spre centru, cam asta e cea mai rapidă rută. Și azi e duminică și dacă am fi să ne urcăm acum mașină, să plecăm la aeroport, cam 20 de minute am ajunge. Mâine pe la 3, să-ți lași o oră, poate jumate. Și dragilor, hai ne imaginăm, urcăm într-un bus toți, acum nu e opțional, suntem împreună toți și plecăm, mergem spre împlinirea acestei porunci și trei aspecte și când ajungem la avion, zice englezul că sky is the limit, cerul e limita, da? Sunt trei lucruri foarte importante aici care să ne ajute să înțelegem ce înseamnă această poruncă, iubiți-vă unii pe alții și El să ne ajute. Și dacă mă ajut de la proiecție, punctul numărul unu și strada Avram Iancu, da? Suntem în bus. Ca să poți iubi oamenii, va trebui să fii în stare să ierți mai întâi. Doamne, ajută-ne! Poate sunt în sală printre voi niște oameni care chiar nu au de iertat la nimeni nimic. Și dacă nu ai de iertat pe nimeni, azi înseamnă că ești foarte aproape de o viață desăvârșită. Gata de sări la punctul 2 și 3, dar ține minte, suntem în bus împreună, așa că o să avem răbdare unii cu alții și mergem și prin punctul acesta, da? Deci regula 1, principiul 1 de calea Florești aici, nu există atingerea acestei porunci dacă nu iertăm tot. Cum v-am iubit eu, spunea Iisus și la început ne rugam aici așa de frumos, Tatăl nostru, da? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Așa de adânc. Alte cuvinte, Doamne, atâta să mă ierți cât iert eu. Atâta să-mi dai cât dau eu. Așa ne-a învățat Iisus, să ne rugăm, da? Asta este linia de pornire, iertarea. Conexie extraordinară între iertare și iubire, Luca 7:47. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Gestionarea situațiilor dintre noi, da, vezi că a spus, dar a procedat, dar am auzit eu, dar am gândit eu, dar nu-i potrivit, dar nu-i bine, da? Gestionarea situațiilor dintre noi, alege să ierți mult și vei fi iubit mult, amin? Doamne, ajută-ne Tu! Vă amintiți pilda datornicului aruncat în temniță, da? Citesc doar fugitiv ceva de acolo. Matei 18:32. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorului până va plăti tot ce datora.
Tot așa vă va face și Tatăl meu ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Sunt cuvintele Scripturii, nu ale mele. Dragilor, nu e opțiune iertarea. E atârnată și e sudată de porunca iubește. Da, dar e cam mult, nu? Da, poate că dacă și-ar cere el mai întâi de fapt iertare, nu? Cam așa punem noi problema. Atunci aș mai vedea și eu. Dar să aud acel iartă, m-am greșit eu. Scriptura ne învață total altceva. Sunt mulți tineri aici. Și sunt familiar deja, nu neapărat că practică sau intră, dar știm, media e plină și știm deja direcțiile în care merge, da? Acest metavers, această lume diabolică, imaginară, care mulți din tineri sunt cleștați acolo și săraci trăiesc ceva paralel mai bun, zic ei. Și revin realitate. Nu, poate în metavers pot și să iert și să iubesc. În metavers. Aici, în original, e un pic mai complex. Domnul să ne dea înțelepciune cum să gestionăm toate lucrurile. Iisus cum a iertat? Hai că vă dau iar exemplu lui Petru. Tot în textul ăsta care l-am citit de la început, de la Ioan 13:37, merge și spune: Doamne, ce a zis Petru? De ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Și s-a vorbit mult de aici în ultima vreme și știm ce s-a întâmplat, da? Și cum îl iartă, cum îl iartă Iisus pe Petru? Așa îmi place. Deci Iisus te surprinde de fiecare dată. Rațiunea și tot ce gândim noi deja ne spune, pac, procedez așa. Și ori de câte ori îl citesc pe Iisus, vine cu ceva atât de diferit. Pentru că îi versetul ăla, cât îți de sus cerurile de pământ, așa-s gândurile mele față de gândurile voastre. Doamne, ajută-ne să ne asemănăm tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și să înțelegem gândul Tău. Cum îl iartă pe Petru la situația asta? Grava îmi spune, nu? Spune lui Petru: mă iubești? Deci tu să-i greșești la cineva, să fii un laș, să te lepezi de cineva și când te întâlnești cu acel cineva la prima întâlnire să spună: mă iubești? Așa e că nu e rațional. Deja cred că Petru avea pregătite pe coloana ideilor ce să explice, că a fost frica, că a fost ăsta, că mă gândeam dacă mă răstignești și pe mine, dacă, dacă, dacă. Are Hristos un stil așa de adânc. De aceea tinerii tot purtau chestiuța aia, wow, Jesus do, WWD, da? Ce-ar face Hristos în situația asta? Ar fi bine să ne o tatuăm în inimă. Și în orice ipostază, în orice situație, cât de crâncină, cât de crudă, cât de neînțeleasă, să spunem: Doamne, nu știu ce să răspund, ce răspunde Tu acum? Și poate că așa, poate că așa gândul nostru cu gândul Lui încep încet, încet, încet să se unească. Ioan 21:17. A treia oră i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oră: mă iubești? Și a răspuns: Doamne, Tu toate le știi. Tu știi că Te iubesc? Iisus i-a zis: paște oile mele. Și citim și răsfoim. Și unde-i comitetul executiv? Unde-i situația? Că l-a pus direct în slujbă. Are Duhul Sfânt modalitatea Lui de a gestiona lucrurile. Așa că iubește și iartă și busul a plecat deja pe calea dorobanților. Punctul 2, da? Ca să poți să te apropii de modelul dragostei lui Iisus Hristos, va trebui să te uiți la exemplul Lui și învățăturile legate de iubire. Și deja am atins oarecum parțial lucrul ăsta. Iisus ne cere ceva la un standard înalt și o numește o poruncă nouă. Și citim Vechiul Testament nou, cred că înțelegem un picuț de ce a noit și spunea că Domnul a venit să... Da? Erau câteva lucruri un pic mai țineți minte, dinte pentru dinte și multe aspecte. Nu e acum mesajul acela, dragilor, și
avem aici așa în nou legământ ceva lucruri care vine Hristos și zice românul, le dă șahmat, da? La farisei și la toți. Întoarce obrazul celălalt, mergi și a doua milă, dă și cămașa și ajungem și acolo imediat. Cum spunea joi, cred că ești pe aici, te-am văzut mai devreme, un frate scump spunea la îndemn, zice, am ceva pe inimă, așa când ne rugăm, vă mai spun ceva, vă rog, hai să mergem mai adânc. Și așa e cu orice. Poți să faci o rugăciune de plafon, poți să faci o cântare bună de plafon, poți să faci chiar o predică, dar atunci când mergi un pic mai adânc, când pui suflet, când pui o inimă, rugăciunea se lipește cu cerul, cântarea se lipește cu cerul, ungerea lui Hristos vine peste cuvânt și haide să mergem mai adânc, cuvântul ăsta și așa de adânc și vreau ca Hristos să ne învețe în dimineața aceasta ceea ce El vrea, arată-ne, Doamne, cuvintele vieții și învață-ne. Citeam mai devreme la punctul 1, da, pe Aurel Vlaic, acolo citeam din Matei 22, 40. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. În această poruncă se cuprinde și toată Evanghelia. Căci și Evanghelia nu este altceva decât dragostea lui Dumnezeu, Tatăl și Fiul descoperită oamenilor pe pământ. Ca să poți avea dragoste creștină, adevărată, vie și lucrătoare, trebuie să cunoști mai întâi și să afli mai întâi dragostea lui Dumnezeu Tatăl față de noi, care suntem făpturile Lui, a Lui să fie slava și glorie în veci. Izvorul și puterea dragostei noastre este însuși Dumnezeu. Precum așa de bine a spus acest lucru Apostolul Ioan în cuvintele Ioan 1 Ioan 4 de la 10, în aceasta este dragostea. Nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi și noi datori suntem să ne iubim unii pe alții. Doamne, ajută-ne Tu! Și tot aici în 1 Ioan 4:8 spune, cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Doamne, dă-ne iubirea Ta pe deplin, să ne iubim unii pe alții, să Te cunoaștem pe Tine și să Te iubim pe Tine și să ajungem la desăvârșire. Și dacă va fi vreodată îngăduit să cadă și pe noi tavanul sau busul să se prăbușească sau câte și câte, sau trâmbița să se audă, să nu lipsească vreunul din noi, amin. Această învățătură a dragostei creștine a predicat-o neîncetat Iisus Mântuitorul nostru și pe urmă a întărit-o cu însuși jertfa Lui la cruce. Cu această evanghelie a iubirii au cuprins apostolii toată lumea și această iubire este și azi sufletul și duhul vieții creștine. Această iubire era și în viața celor din tâi creștini. Apostolul Pavel zice într-un loc despre noi că suntem ce trebuie să fim, casa Duhului Sfânt, da? Trupul acesta este templul Duhului Sfânt, 1 Corinteni 6, 19. Această casă trebuie să aibă două uși. Așa de interesant e. Deci noi ca și temple ale Duhului Sfânt, ca și creștini, trebuie neapărat să avem două uși. Vă dau comparația aceasta, să avem credința și dragostea. Credința este ușa ce se deschide spre Dumnezeu și ne face legătura cu Dumnezeu, iar dragostea este ușa ce se deschide spre aproapele, spre iubirea aproapelui nostru. Aceste două uși trebuie să fie totdeauna deschise. Prin una să primim, prin cealaltă să dăm. Viața credinciosului trebuie să fie în asemănarea unui, altă comparație, în asemănarea unui canal cu două guri, da? Printr-o gură canalului curge în noi darul și puterea cerului de sus, iar prin cealaltă gură trebuie să se scurgă acest dar spre aproapele nostru, iubind cristic, cu o iubire jertfitoare. În acest înțeles, zicea Mântuitorul despre omul credincios, că din inima lui vor curge râuri de apă vie, Ioan 7:38, știți voi bine textul. Gurile acestui canal trebuie să fie totdeauna deschise, da? Ambele. Și totdeauna în plină curgere.
Adică pe o parte să tragem mereu dar și putere cerească, iar pe cealaltă să slobozim acest dar în slujba lui Dumnezeu spre mântuirea aproape lui și plin de dragostea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Ce bun e Domnul nostru! Sunt așa de captivat de ori de câte ori mă uit într-un text. E un izvor nesecat. Și Domnul Hristos să ne învețe în dimineața aceasta tot ce vrea El să ne învețe. Spunea Pavel în Galateni 5:6, credința lucrează prin dragoste. O credință din care nu curge dragostea este un canal astupat și stricat. O credință fără dragoste față de aproapele nostru este ca un pământ ce soarbe ploaia cerului de sus, dar nu sloboa de afară în formă de izvor, ci o ține încuiată numai pentru sine. O credință fără dragoste este ca un lemn ce arde, dar nu dă căldură, da? O credință fără dragoste este ca un lemn ce arde, dar nu dă căldură. Dragule, tu cum ești? Cum ții credința? Cum ții dragostea? Cum ții umblarea cu Hristos? Ajută-ne, Tată! Și iată ne-a ajuns busul la Aurel Vlaicu, am intrat acolo, da, așa, de la Dorobanților. Punctul 3. Un alt principiu, un lucru vital în menținerea acestei porunci la nivel de împlinire, este o relație bună, o relație sănătoasă între noi, o relație la care să muncim, o relație la care să lucrăm, o relație la care să veghem. There's no such things as shortcuts. Nu poți să sar peste lucrul ăsta. Nu poți să ajungi la îmbrățișarea din hol așa de repede. Va trebui mai întâi să veghezi cu toată sârguința ca inima lui să nu fie zdrobită, ca el să nu fie întristat, ca ea să nu fie rănită, ca el să nu fie amăgit și să spună nu mai vreau să merg între oamenii aia. Și asta e latitudinea noastră, nu a lui Dumnezeu. Dumnezeu poate face un miracol, dar înainte să facă miracolul, te vrea pe tine om. Așa că e simplu. Te vrea om. Și cum citeam, te vrea un om creștin. El să ne ajute. Să avem grijă de frații noștri, de surorile noastre. Grijă cum ne relaționăm cu cei pe care Dumnezeu i-a pus deasupra noastră, da? Sau cu cei pe care Dumnezeu i-a lăsat sub slujirea noastră, să-i slujim. Va trebui să avem mare, mare, mare grijă să nu dezamăgim, să nu rănim, să nu întristăm. O relație se menține, dragilor. Putem lucra 2, 3, 4 ani, 5 ani, 10 ani, cât vreți, să facem ceva frumos împreună. Știți ce ia? Doar câteva momente să intri cu bocanci în tot ce ai lucrat. Și ai strivit tot într-o dupămasă. Ai strivit tot prin câteva vorbe. Că așa ți-a venit ție să fii isteț în clipele alea. Și aproape irecuperabil. Și totuși e cu neputință la noi, la Dumnezeu, e cu putință. Limba asta. Iacov 3:6, limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei. Nu-ți permite să rănești, dragule, să întristezi, să denigrezi, să bârfești, ar fi listă pe fratele tău, pe sora ta, pentru care a murit? Mihai Neamțiu? Era ieftin dacă murea numai el, pentru care va din noi. A murit Hristos. Dă-ne, Doamne, gândurile tale și ochii tăi. Când mă uit la Tibi să-L văd pe Hristos, când mă uit la Adi să văd că e fratele meu pentru care a murit Hristos și sângele ăla e unul scump. 1 Ioan 4:20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său, pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Avem așa de multă învățătură din cuvânt la capitolul acesta. Un pasaj care vine și explică acest principiu
după versetul cu vă dau o poruncă nouă, și aici e nucleul, răspunsul, putem noi predica cât vrem și să facem studii, să știți că găsim aici toate studiile și tot ce trebuie. Asta e suficient. Pune, te rog, Coloseni 3:12. Am să citesc câteva versete. Și aici cred că îmbină, da? Acum se face anunțul ăla în bas de șofer. La microfon se audă tot basul. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfințiți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iubiți-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți recunoscători. Și cred că aș mai putea să citesc, iar vă dau o poruncă nouă și iarăși citesc pasajul ăsta și ar fi suficient, așa-i? E așa de adânc, ce clar ne explică cuvântul lui Dumnezeu, orice lucru, doar să avem urechi de auzit și inimi de împlinit. Suntem o bună parte din noi aici căsătoriți și cred că știm din relația s-o soție, cred că cel mai bine știm ce înseamnă dragostea și gestionarea ei. Îți bune îmbrățișările, chiar mesajele. La un moment dat eu față de Simi aveam... Eu sunt foarte cu media și mi-a venit după aia un gând odată, știi cum avem pe SMS, avem shortcuts. Scrii litera DB și înseamnă bank details, sau scrii AD și înseamnă address și îți vine tot. Eu am, de exemplu, pe mine în shortcuts F3 și când îi dau la cineva, nu m-a scris SFT3 și după aia îmi dă tot textul cu adresa, cu locația clar lângă, așa, parchez așa, lângă City West și așa mai departe. Așa aveam la un moment dat gândul ăsta, hai să folosesc shortcuts-ul ăsta într-un mod mult mai economic, să spun așa. Și am conceput eu vreo 5 mesaje foarte faine, niște declarații de dragoste faine. Și am pus așa, IB de la iubire, 1, da? Iubirea, 1, bun. 2, 3, 4, 5. Și acum, când eram la lucru așa aglomerat, nu mă băgam IB, 1. Și dădeam sens, Simi, copleșită, vai, ce fain ai scris, vai, ce ăsta. Data viitoare dădeam 2, știi? Mai pe sâmbătă, duminică, când trebuia să aglomerați pe șantiere și așa, că vin târziu, îi dădeam 3. No, și-o mers treaba. După vă două săptămâni, mă, cam repeți. După aia am arătat cam shortcuts. Nu a fost rău, că a fost bun și ăla. Să nu mă duc acum într-un detaliu mic, odată l-am pus pe un grup cu toți păstorii din Australia, accidental, și era acolo simiduța mea, căpșunica mea, scumpa mea, dragostea mea, și când i-am dat send, nu erau așa performante telefoanele ca acum. Am zis, mă, cred că dacă îl switch off rapid, e ok. L-am switch off, am stat 10 minute, ca pe acela lucru, am stat 10 minute și după aia dau drumul. Începe Baias, Busuioc, Mureșan. Așa ar trebui să facem toți, așa ar trebui. Nici alea nu-s rele, dragilor. Iubește-o, iubește-l, forțe. Fă cât mai mult. Folosește-ți mintea asta așa cum o folosești să aduni niște amărâți de bani care rămân aici când vine un cutremur. Folosește-ți mintea să investești și în soția ta și în soțul tău și în seminii tăi și în cei din biserică și în frații tăi și în toți oamenii frumoși care a pus Dumnezeu pe lângă tine. Și, cum vă spuneam, exemplu din căsătorie e bun și vedem că nu face așa mult, doar o îmbrățișoare, doar așa, e o constantă veghere. Da, o văd trudită prin bucătărie că trebuie și așa și eu simi pot să... Da, cartofii ar fi perfect dacă ai curăța. Da, du gunoiul, da. Vine la multe, multe detalii, da? Deci, și dincolo de ajutorul ăsta, vine la cum ne păstrăm relația unul față de altul. Că dacă n-am o relație bună eu cu soția mea, mi-e greu să vin de seara aici să cânt o cântare de laudă, nu? Trebuie să veghez foarte atent. Nu-mi permit să vorbesc oricum cu ea, să o jignesc, să o umilesc. Și după aia să zic, vino aici, zâmbește și mai ridică și o mână.
Vă trebuie să fiu foarte atent cum îmi gestionez luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, da? Duminică chiar între mese, ca ea să aibă o inimă bună și să poată face lucrul ăsta ca pentru Domnul. Doamne, ajută-ne principiul ăla frumos, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și să știți că e întărit de Scripturi, dacă vrei să pui Luca 6:31. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Amin. Roman 12:9. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia în sârguință, fiți fără prejet, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, cine de acolo lecții de viață, textul în continuare. Și standardul lui Hristos e cu atât mai mare. Mesajul care l-am adus azi este atât. Iubiți-vă unii pe alții. Și aici a fost pentru noi, pentru creștini, pentru pocăiți, pentru frați. Amin. Punct. Aici e avionul. Am ajuns. Fasten your seatbelts. Dar totuși, poate, așa că ar merge aici, o creștem iubirea. Cântată, Mihai. Și totuși, poate spui azi, dar nu știi tu, Adi, situația. Nu știi cum a procedat el, nu știi cum a zis ea. Nu știi cum a acționat. Cum vrei să iubesc? Și vii cu așa de multe argumente să te îndreptățești. Aici vine ce spunea fratele nostru joi la rugăciune, da? Hai să mergem mai adânc. Să ne afundă, zicea el. El se referea la rugăciune. Eu spun în iubire, în dragoste, în sârguință, în unitate. Hai să mergem mai adânc. Ascultați pe Hristos. Matei 5:46, te rog să pui. Aici e răspunsul lui Hristos. Cum vă spuneam, tot timpul ne va depăși rațiunea noastră. Și când logica nu mai face niciun sens, vine Hristos și te întreabă, mă iubești? Și când aștepți o sânda lui, el vine și te întreabă, mă iubești? Paște oițele mele. Și când spui, da, dar ea mi-a greșit, dar ea a procedat, dar ea a bârfit, dar ea a zis, dar ea a făcut, Hristos îți spune, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răzbată mai așteptați? Nu fac așa și vame și? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe cei, numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și continuă textul care l-am citit mai devreme din Romani, tot aceeași gamă, da? Roman 12:14, te rog să pui. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții, ăsta e gândul lui Hristos. Nu umblați după lucrurile înalte și rămâneți la cele zmerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmați ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace. Cu toți oamenii. De aceeași linie iară vine Iisus și spune, pune-te rog, Luca 6:27. Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva, spune aici, în alt loc spune cobrazul, aici spune așa mai ardelenește. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă ți ia cineva haina cu sila, nu-l opri. Să-ți ia și cămașa. Oricui își cere, dă-i. Și celui ce ți-a luat cu sila, ale tale, nu-i le cere înapoi.
Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, asta am citit mai devreme. 32, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc, pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Cred că mai adaugă și adaus comercial acolo. 35. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui preanalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv, nu judecați să nu fiți și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care să va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Doamne, ajută-ne! Și, dragule, ascultă-mă! Iubește! Nu este opțiune, da? Să iubești e o poruncă. Ajută-ne, Doamne, să împlinim! Iisus zicea, ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Simțiți, deja merge avionul, așa că e bine cu El. Doamne, ține în dragostea Ta. Și de o fi o noapte nenorocită, când să nu mai apuci să-i spui nici măcar celei de lângă tine, să știi că Te-am iubit. Am mai greșit, dar a însemnat mult. Poate tavanul ăla nu-ți va da nici măcar atât cum au pățit semenii noștri din Turcia. De aceea e bine să ne trăim fiecare zi ca ultima, așa-i? 1 Petru 4:8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 1 Tesaloniceni 3:12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți. Pregătește-te, rog, cântarea O creștem iubirea. Înainte să intru cu fratele nostru Mihai, să cântăm cântarea aceasta spre slava Lui. Haideți în picioare, o să și cântăm împreună, intrăm după aia, ne rugăm, plângem, ne mergem prin sală, ne iertăm, mâncăm vine, tot ce vreți. Vă mai spun ceva. Am cerut de la Dumnezeu să-mi dea putere, să mă facă puternic și El mi-a lăsat în viață dificultăți care m-au făcut mai tare. Vă spuneam că rațiunea lui Dumnezeu e alta, modul în care îți răspunde El rugăciunilor e unul altul. Am cerut înțelepciune și, da, Biblia mă învață, mă îndeamnă să cer înțelepciune și Dumnezeu a îngăduit să mă bat de probleme pe care să le rezolv. Probleme care în fiecare lună, în fiecare an, am învățat să le traversez cu ceva mai multă biruință. Am cerut de la Dumnezeu lucrurile pământului, nu? O locuință, o mașină, mai mult decât haine și mâncare chiar, cum îmi spune în Scriptură, și le-am cerut. Și El mi-a dat minte și sănătate să muncesc. Am plâns și m-a rugat să-mi dea curaj și Dumnezeu a îngăduit să trec prin primejdii, prin pericole. Și am învățat să obțin ceva curaj. Am cerut de la El să-mi dea răbdare și El m-a lăsat să trec prin situații complexe în care am fost nevoit să aștept mult. Am cerut să am dragoste și Dumnezeu a lăsat în viața mea oameni în dificultăți mari ca să-i ajut. Am cerut de la Dumnezeu să-mi facă favori, dar El a lăsat înaintea mea doar oportunități. Ăsta e Dumnezeul nostru. Haideți din toată inima să, cu gândul la dragostea Lui, la iubirea Lui, să cântăm cântarea aceasta împreună, după care
Să intrăm și într-o rugăciune tot împreună, da? Și glasul și inima-n piept îmi umple cu dorul pe care l-aștept. Și ochii și glasul și inima-n piept. Crește-mi iubirea, Iisuse iubit, să fiu de-a ei harul, mereu copleșit, revarsă-mi-o în suflet, cu val după val, ca râul ce crește peste mar. Revarsă-mi un suflet cu val după val, ca râul ce crește și dă peste mar. O crește-mi iubirea, iubite Iisus, în starea și locul în care mai poți să port pretutindeni belșugul de har. Și-a ei revărsare să n-aibă hotar, să port pretutindeni belșugul de har. Și-a ei revărsare să n-aibă hotar. O crește-mi iubirea cu focul sfințit și chiar de m-ar arde să fiu mistuit, flămând de iubire, mereu te-oi ruga. O crește-n iubirea și în inima mea, flămând de iubire, fiecare din noi știm ce să ne rugăm și El să ne atingă. Să vină noi dragostea Lui printr-un canal și să plece prin celălalt canal. Haideți să ne rugăm!